Domnul Mihai Mateescu, inginer fiind, și-a cumpărat de curând, sau mă rog, anul trecut, o casă într-o regiune care aș vrea să ne prezinte, o casă veche, și s-a ocupat cu renovarea ei și acum e fericit. El și familia lui sunt fericiți pentru că au renovat-o bine și aș vrea să ne spună povestea renovării. Deci, în ce zonă este casa și cum apreciezi zona respectivă? Casa pe care am cumpărat-o anul trecut noi, eu, soția mea, e situată pe Valea Doftanei. La Văstarea, la râul Doftana, în Prahova, practic lângă Câmpina, într-o comună vecină cu Câmpina. N-aș vrea să vă spun localitatea, să nu-i crească prețul foarte mult. Păi cine acum a fost o vizi? Am glumit. Cert e că avantajele unei zone, cum este zona, să zic așa, limitrofă orașului Câmpina, și sunt multe zone acolo, multe sate, multe comune care au potențial enorm, un potențial turistic teribil. Avantajul este apropierea față de București. Pentru noi, pentru bucureșteni, este colosală. Faptul că această apropiere, această distanță de București. Am descoperit, apropo de București, am descoperit o zonă la fel de frumoasă pe Valea Teleagenului. Mă întreb câți dintre noi am auzit de Valea Teleagenului. Poate de Teleagen am auzit toți, că e acolo o rafinărie, da? Gândiți-vă că acest râu, Teleagen, se varsă în, cred că undeva la Dub, pe autostrada a 3, dacă vezi undeva fluviul de râul Teleagen, e aproape de București, ce să spun. Și am întrebat, deci, multe zone frumoase, cum ar fi această Valea Teleagenului. Deci, eu am luat casa mea Valea Doftanei puțin mai sus. Discuția o facem pentru că demersul sau, mă rog, ce a făcut domnul Mateescu, poate să fie urmat de ce este o poveste frumoasă. Uite, domne, a cumpărat o casă veche, să ne spunem cam cât de veche era, și într-o perioadă destul de mică a reușit să o amenajeze, sigur, cu efort, cu ceva bani, dar nu, adică este la îndemână. Asta e ideea acestei discuții. Da, într-adevăr, nu ne-am imaginat că vom face atât de multe în niciun an. În noiembrie am trecut, am cumpărat căsuța, așa vrem noi să-i spunem. Da. Cam ce vechime avea? Că sunt multe case. Era construită undeva până anii 50, ai secolul trecut, 50-60. Deci este o casă veche, bătrânească, de cărămidă. E foarte important, a fost faptul că pereții erau de cărămidă. Deci avea o structură destul de solidă. Și era bine compartimentată, bine orientată, avea o expoziție sudică foarte frumoasă, care ne-a plăcut foarte mult. Este foarte important să ai soare în soarele care îți intră în casă, în cele multe încăperi, soare direct, și asta ajută foarte mult, până și la uscarea tencuierii, la uscarea vopselii. Dar revenind, am pornit la drum cu această casă de nici 100 de metri pătrați. Într-o stare destul de proastă, mă refer la... Da, sigur, au trecut destul de mult timp. Vopsea, tencuial... Deci vorbim de 70 de ani. Da, acoperișul este din țiglă, a mai trebuit să reparăm și acolo câteva țigle și încă nu este rezolvat. Asta, am vrea să ne spui, deci pentru o casă de genul ăsta, o vechime de 50, 60, 70, 80 de ani, cam care ar fi etapele, la ce trebuie să te concentrezi mai întâi? Da. În primul rând trebuie să logic, să o iei de sus în jos, să vezi dacă acoperișul te ține, dacă acoperișul are, mai rezistă. La mine a fost foarte simplu, acoperișul de țiglă, care arată foarte frumos, nu e foarte nou, dar nu e foarte, are și acesta de 60 de ani, de seamă cu casa, pentru că s-a schimbat vreodată. Am evaluat că mai ține, am mai schimbat ceva și am preferat să păstrăm acoperișul de țiglă, care îi dă un aer de rustic și frumos, da. E cu o culoare interesantă. Și plus, s-a întâmplat un lucru, prețurile la oțel au crescut dramatic în ultimele câteva luni. Vorbeam pentru că am schimbat niște șgheaburi, am schimbat partea de scurgerii, asta a fost normal, da. Au trebuit, pentru că au ruginit toate burlane și șgheaburile.
Chiar am vorbit cu cineva care vindea și cum se cheamă, țiglă metalică, sisteme de înveritor de țiglă metalică și mi-a spus că s-au cam dublat prețurile la... Așa că... În timp ce țigla ceramică... Mai, dacă a rămas pe același prețuri și nimeni nu mai folosește țiglă ceramică. Culmea, am fost foarte amuzat să găsesc undeva aproape de când la Comarnic pe cineva care vindea țiglă ceramică veche, nu vindea, o dădea gratuit. Da, că și-a schimbat-o. Dar să știi că, pe de altă parte, există producători, cred că chiar Corotenul prin Tonda, care produce țiglă după dimensiunile, adică tocmai ca să asigure... Sunt convins, dar nu e o soluție ieftină, să poți să găsești, să găsești, cum spui tu, să găsești o soluție, să conservi, acoperișul, care este un element foarte important. Da, da. Deci să mai în ordine. Acoperișul. Este sau nu este viabil? Pereții, cărămidă sau altă soluție, depinde dacă pereții sunt din lemn sau din mai știu eu ce, altceva, trebuie luată o decizie radicală. Da. Ori dărâmi, ori faci subzidire, ori... Dar pereții de cărămidă sunt un mare avantaj, nu atu. Sau măcar o parte din pereții. Și aș îndrăzi să spun că atu este și la faptul că asigură și în interior un climat mai plăcut, mai... Da, cărămida izolează, e destul de... se poate... poți să o tencuiești, să le faci tencuia, ai multe avantaje la cărămidă, dar tot de fapt e rezistentă, că nu suferă din cauza umidității. Gândiți-vă că sunt case vechi care, având lemn, pereți în lemn, au mult de suferit, au mult de suferit. Practic nu mai poți să faci ceva, chiar dacă este foarte frumoasă și chiar dacă lemnul pare a fi bun, pentru că a fost, să zicem, a fost impregnat, a plouat pe el. Sigur. Totuși, cărămida rezistă. Dar revenind, am avut de asemenea șansa să găsesc o echipă de oameni cu care m-am înțeles. Este foarte important să găsești niște oameni cu care erau localnici. Da, localnici. Norocul nostru a fost că am lucrat pe parcursul iernii și aveam încă două sobe vechi pe care am demolat. Am fost obligat de demolăm. Și oamenii au lucrat încălzind casa cu sobele respective, cu sobele până la demolat și asta a deci făcut erau funcționale. Să... Da, au fost funcționale. Le-au făcut, i-au repat și iată că am câștigat timpul scurs din noiembrie, pentru că altfel dacă nu aveam căldură, am obligat să stopăm lucrările de amenajare. Noi am amenajat pe parcursul iernii. Din noiembrie până în, practic, martie, casa era gata la interior. Totul a fost plus mici repații la acoperiș. Deci trebuie să folosești toate elementele pe care le ai la îndemână. Oamenii inițial, respectiv, am spus, dom'le, avem aceste sobe, încălzit casa, putem să lucrăm la interior. A fost și s-a turnat beton, s-au turnat niște șape, sau toți pereții au fost refăcuți la interior cu plasă de fibră de sticlă, pentru că erau crepați și am pus tavane false. Singurul loc unde am investit, adică și mai mult la amenajare, a fost partea de tavane false, pentru că nu se putea asigura o planitate corespunzătoare a tavanelor vechi și s-a optat pentru soluția tavane false. Și în plus s-au amenajat două băi și o debara, tot din rigips, bineînțeles, din... Instalațiile. Da, toate instalațiile au fost refăcute. Aici nu s-a fost pus problema de a salva ceva, nu, oricum nu era decât o instalație electrică veche. Așa, am refăcut toate instalațiile electrică. De la stâlp, inclusiv branșamentul la stâlp. Am refăcut toate instalațiile. Instalația de apă nu era, instalația de canalizare nu era. Era un puț cu, și o fântână cu puț, dar nu s-a renunțat. Deci toate instalațiile au fost făcute de la zero și aici am investit destul de mult, vă spun, instalația a fost... Da, avantajul însă este că am avut toate aceste utilități la poartă și am avut și gazele la poartă. Și instalația de gaze a fost construită de noi. Da, dar după cum ai spus, ați avut avantajul unei... reglementării guvernamentale, nu? Da, care și cred că am beneficiat... Gazul la poartă. Da, gazul era la poartă, dar l-au
operatorul respectiv care are concesiune gazele în zona respectivă, ne-a tras gazul în curte, fără să mai plătim noi costul suplimentare. Și am remarcat cu plăcere, cu mare bucurie, că sunt totuși foarte multe zone care au gaze în Prahova. Deci, și e foarte important, apropo de treaba asta, să te uiți dacă strada în care, pe care stai are sau nu are gaze. Pentru că sunt săduțe mai mici, laterale, create, dezvoltate acum cu micii implantări, da, unde nu sunt gaze. Noi ne-am uitat și am văzut faptul că am avut gaze la poartă și apă și canalizare, a fost un argument important pentru decizia de cumpărare, pe lângă casa, pe lângă casa ca atare. Casa are și o curte, înțeleg. Da, are o curte, o grădină, o grădină sub de mare, cred că sunt la 1.000 de metri pătrați, grădină, excluzând casa și ce are și curtea de față, și ne bucurăm că e foarte multă verdeață. Avem foarte mulți arbori și foarte mulți arbori, pop, fructiferii, aer este extraordinar. Și descoperim că zona aceasta din undeva de puțin mai sus, de chiar începând de la Câmpina, este o zonă până și de aici încolo spre nord, e o zonă cu foarte multă vegetație. Foarte multă vegetație, sunt păduri totuși și nu s-a tăiat, oamenii au pomi în curte. E și foarte recomandată pentru copiii mici. Da, sunt, să zic așa, suntem la aceeași latitudine cu Breaza, Cornul, dar e foarte interesant. Că zonătoare, o zonă. Da, care la sunt zone cunoscute, dar foarte interesant, vreau să vă spun că am căutat și în Dâmbovița, la aceeași distanță de București, la aceeași latitudine. Da. Sunt foarte multe sate și în Dâmbovița, deci cum te desprinzi de DN1 și faci la stânga după ce ai trecut de Ploiești, ai multe oportunități. Deci să cumperi o casă veche, ca să urmească. Despre amenajarea de interior, ce poți să ne spui? Da, noi am avut, să zic așa, o soluție, să zic așa, oarecum obligatorie. Am avut 5 încăperi oarecum egale ca suprafață, ca avea fiecare cam 15-16 metri pătrați. Una a fost destinată bucătăriei, una a fost amenajată ca băi, ca două băi și de bara. Și cealaltă trei încăperi au fost amenajate două dormitoare și o sufragerie. Am mai închis un holișor unde se preta acolo cu hol. Am încercat să păstrăm, am pus puțin telopat, am încercat să păstrăm culoarea, am pus culoarea maro la exterior. Apropo, am păstrat tocăria veche. Am avut mare șansă de a avea o tocărie de foarte bună calitate. Chiar dacă m-a arătat destul de rău, am mai șmilgheluit, da, se poate repara. Asta e avantajul lemnului vechi, mă rog, și ele podelele au fost prea deteriorate ca să mai poată fi folosite. Am salvat într-o încăpere podeaua. Ce a spus? Partoseala... Laminat? Da, am pus banalul parchet laminat. Chiar în bucătărie soția mea a decis jumate parchet, jumate gresie, a făcut un mix da, așa de... Da. Dar aici se poate juca cu multe idei, da, multe soluții. O ultimă întrebare. Cât a costat această casă de vis? În total, adică cu cât ați cumpărat? Adică nu să le spui pe bucăți, în total. Cred că undeva la 65.000 de euro să facem locuibilă, perfect locuibilă. Ok, super. Mulțumim foarte mult, de cert o soluție excepțională.